Despre Moruțan ce mai știți, domn Giovanni? Moruțan, doctorii ne asigură că într-o lună jumate poate să se antreneze cu echipa. E o veste bună. Și sper ca și Pisa, odată cu el, cu refacerea asta, să rămână pe primul loc și să intre în seria. Să sperăm că va promova, pentru că am văzut că obiectivele sunt mari acolo la Pisa. S-a supărat proprietarul american și a zis că anul ăsta va sta lângă echipă, va veni la multe meciuri și are de gând să intre și el în divizia A, pentru că încet, încet, aproape, în următorii 5-6-10 ani, toate echipele vor deveni cu patroni. Vor avea proprietari americani. Da. Americanii au început să le placă gustul ăsta în Europa, spectacolul ăsta. Îl vor schimba în sensul că ei au alte reguli în acest spectacol, dar vor veni. Sunt în Anglia, sunt peste tot. Unul care are în Anglia o echipă, mai au una în Belgia, mai au una în... Uitați-vă la cei de la Nice. Mai au încă 3-4 echipe. Uitați-vă la Manchester City. Mai au 7 sau 10 echipe. Asta e. Deci s-a supărat proprietarul american la Pisa și a zis gata, promovești, ce să mai... Corect, corect. Da. Dacă și poate, dar pentru asta l-a luat pe Inzaghi, pentru asta l-a luat un director sportiv. Pentru asta l-a ținut și pe Rus? L-a ținut și pe Rus pentru că Inzaghi a zis că are nevoie de el. Pentru acum asta nu i-a dat drumul lui Marius Marin, ca să facem tot tabloul. Marius Marin nu i-a dat drumul având o ofertă de vreo 3 milioane din Arabia, dar nici Marius n-a vrut să renunțe, fiind capitanul echipei de 2-3 ani și fiind al 5-lea an care joacă acolo, sau poate chiar al 6-lea. Marius Marin e liantul care văd că în momentul ăsta face legătura la mijlocul terenului între apărare și linia de mijloc extraordinar de bine. Da, 3 milioane din Arabia nu sunt bani puțini. Nu sunt bani puțini, dar... Arabia Saudită? Nu, în astea, în Golf. În Emirate? Da. Am înțeles. Da. Dar Marius Marin simte că e momentul lui, simte că e momentul și la națională, și la echipa de club, și s-ar putea să fie un an pe care îl relansează complet în fotbalul mare. În fotbalul mai important din Europa. V-a mai sunat domnul Gigi Becali vorbim noastră pentru vreun jucător acum pe final de Mercato? Nu. Deci asta este... Acesta e sfârșitul telenovelei din vara asta. Da, chiar că a fost o telenovelă cu Cicâldău. Ba Westerlo, ba Turcia, ba da, Petrolul, da. Ba Craiova. Craiova până la urmă scrie pe el. Da. Mulțumim mult de tot pentru informații. Bine, și pentru toate detaliile. Baftă mult în continuare. Sănătate, Giovanni. Numai bine.